Participăm în fiecare zi la curse informaționale contra cronometru. Știrile vin din toate părțile. Iar ce aflăm din ele de multe ori ne dă lumea peste cap. Sau ne lasă cu 10 de semne de întrebare. Pentru a fi înțeles, adevărul trebuie descifrat, explicat, pus la îndoială. Descifrat, locul unde descifrăm știrile. Și redăm adevărului dreptate. Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Descifrat. Anual, poliția și instituțiile pentru protecția drepturilor omului raportează sute de cazuri de abuzuri și violență față de copii sau cu implicarea minorilor. O mare parte dintre acestea se întâmplă în mediul școlar sau în grădinițe. În multe dintre cazuri, părinții sunt cei care ajung să publice situații de bullying, agresiune fizică sau neglijență. În ultimii ani, presa a titrat în șir cazuri de abuz în instituțiile de învățământ. În unele, învinuiți de agresiuni, sunt cadrele didactice. E și cazul recent de la grădinița numărul 38 din Bălți, unde două angajate ale instituției de educație timpurie sunt bănuite de agresiune fizică și verbală. Cazul a ieșit la suprafață după ce un grup de părinți au înregistrat audio ce se întâmplă cu copiii lor în timpul zilei. Vorbim despre cazuri unice sau despre un fenomen? Care sunt cauzele care declanșează comportamentul violent? Ce facem în astfel de situații și mai ales cum prevenim abuzul și creăm un mediu sigur la școală și în grădiniță? Discutăm azi cu invitatele din studio, doamna Maia Bănărescu, avocată poporului pentru drepturile copilului. Bună ziua! Și doamna Mariana Goraș, șef adjunct a Direcției de Învățământ General din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Bună ziua! Bună ziua! Așadar, ziceam de acest caz constatat la grădinița din Bălți. Ministerul Educației a fost informat vis-a-vis de această situație și instituția a venit cu o reacție. Dacă puteți să ne spuneți, doamna Goraș, care este poziția Ministerului Educației? Da, desigur, Ministerul Educației și Cercetării a fost informat din partea Direcției Generale Educației Tineri de Învățământ a municipiului Bălți, așa cum și se cuvine. Totodată este foarte regretabil acest fapt că s-a întâmplat, că s-a întâmplat într-o instituție de educație timpurie, că s-a întâmplat cu implicarea atât a cadrului didactic, cât și cu implicarea copilului. Vrem evident să știm dacă cazul rămâne sub monitorizarea ministerului și ce urmează. Evident, evident, pentru noi contează foarte mult ca monitorizarea să aibă un rezultat și un impact de succes, ca acest caz ne-am dorit foarte mult să fie printre ultimele cazuri și să nu mai fie repetate altele. Totodată, din informația prezentată de către Direcția Învățământ, Tineret și Sport a municipiului Bălți, cunoaștem că a fost și o anchetă de serviciu instituită. A fost creată o comisie multidisciplinară cu implicarea tuturor părților interesate. Chiar în data de 3 martie a fost dispus de către conducătorul grădiniței numărul 38 să fie suspendate din activitate atât cadrul didactic cât și ajutorul de educator. Mai mult ca atât, ultima din ultimele relatări a Direcției Învățământ, Tineret și Sport a municipiului Bălți, din data de 9, adică de astăzi, există ordinul cu referire la suspendarea din activitate, la încheierea raportului de muncă cu ajutorul de educator. Cât cu alte cuvinte, ce înseamnă asta la încheierea raportului de muncă? Este o dată prevăzută în contract sau, de fapt, acum se încheie activitatea? Nu. Aceasta înseamnă că a fost suspendată activitatea conform contractului de muncă. Adică a fost eliberată din funcție. Sunt concedate. Nu două persoane, dar ajutorul de educator. Cât privește cadrul didactic, deci urmează ancheta de serviciu și după ce va fi o decizie, evident că dacă va fi cazul, vom veni și cu un comunicat sau cu o relatare în acest sens.
Doamna Bănărescu, acest caz a ajuns și în vizorul dumneavoastră. Da, evident, încerc să intervin prin monitorizare a cazurilor de violență și nu numai, atunci când trebuie să vedem ce fac autoritățile, dacă au intervenit prompt și dacă acest caz, managementul de caz, pentru că mă centrez pe copil, ceea ce se întâmplă din partea adulților nu este atribuția mea, sunt organe speciale care trebuie să investigheze, dacă este vorba de disciplinare, este vorba de sistem educațional, dar dacă se încadrează deja într-o contravenție administrativă sau penală, deja alte organe, și ieșind din atribuțiile mele, monitorizez cum se intervine pentru a soluționa cazul copilului, ca copilul să nu sufere, ca copilul să fie asistat din punct de vedere și psihologic, să fie acordată și alt suport de care ne are nevoie atât copilul cât și părinții. La fel, sunt interesate să vedem cu ce se va finaliza acest caz la nivel de prevenire pe sistem, astfel de cazuri, pentru că, cu regret, devine un fenomen violența în instituțiile de educație. În adresa mea parvin, cum zic eu, se rupe sacul cu scrisori centrate pe violența față de copii, indiferent că este copil, profesor, profesor, copil, copii între ei, semeni și mai implicat și părinții. Și ceea ce chiar te îngrozește, pentru că ne-am transformat într-o familie, într-o societate foarte violentă. Și aici este foarte complicat și este o responsabilitate autorităților statului, a comunității noastre întregi, a societății, părinți, copii, să vedem ce se întâmplă, pentru că chiar nu mai este loc deja. Copilul devine victimă, copilul devine și acel abuzator, acel este care se vârșește. Este o preluare de comportament. Este o preluare de comportament de la adulți, pentru că adulții sunt exemplu și cel mai des acest exemplu vine din familie, foarte des vine din familie, pentru că exemplu este adultul. Cum ne educăm copiii? Mai avem și acea modă veche a noastră, acea mentalitate veche de a ne educa copilul prin violență, considerând că a bate copilul nu este grav, dar este o modă de a educa. Și de vestita frază, bătaie ruptă din rai. Da, și cred că această situație respectivă este recomandată de Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului de a interveni cu instrumente foarte serioase pentru a schimba mentalitatea. Noi nu putem schimba dintr-o baghetă fermecată, dar nu se mai admite astfel. Copilul este victimă, copilul suferă. Noi nu știm cum să intervenim. Și iată, prin perspectiva respectării drepturilor copilului, mă interesează orice caz de violență. Ajungem inclusiv să... de la Bălț. Inclusiv acesta de la Bălț, îl monitorizați de aproape. Exact. Noi avem filialul Oficiul Avocatul Poporului în Bălț și el, persoana, șeful direcției, șeful reprezentanții deja a intervenit. Noi nu intervenim la moment, s-a întâmplat cazul, noi nu intervenim pentru că nu suntem noi autoritățile care intervenim atunci când s-a avut cazul. Noi intervenim peste câteva zile să vedem ce se întâmplă deja. Discutăm cu părinții, discutăm cu autoritățile, mergem în instituții, vedem situația și asta practic se examinează toate cazurile cu ieșirea. După examinarea cazului mergem cu ore de instruire și promovare, de promovare a drepturilor copilului și discutăm și cu cadrul didactic, ne străduim să le ducem la cunoștință standardele internaționale în care zic că copilul nu trebuie să fie supus torturii. Dar este un conglomerat de circunstanțe și de factori. Ajungem să discutăm și despre cauze, dar înainte de asta, ceea ce spunea doamna Bănurescu despre faptul că a ajuns să devină un fenomen. Datele statistice sunt cumva generale, ceea ce ne prezintă poliția în fiecare an despre violențe. Ce date primește Ministerul Educației? Dacă este nemijlocit, iată, pe acest segment când vorbim despre cadre didactice care manifestă comportament abuziv sau violențe, ce spun datele? Într-adevăr, este un fenomen sau cazuri singulare? Nu am vrea să operăm cu acest termen de fenomen, dar realitatea ne impune cumva să zicem că
încetul cu încetul, în momentul în care numărul de cazuri raportate crește, atât în institutele de educație timpurie, cât și în institutele de învățământ primar, gimnazial și liceal, spre regret, deci devine ca un fenomen care se repetă din an în an. Evident că Ministerul Educației și Cercetării pune accent pe monitorizare și pe desfășurarea procesului educațional, nu doar pe bază teoretică în cadrul actelor normative, reglementatorii, dar și pe confortul, crearea confortului psihologic, atât pentru copii, cât și pentru angajații, întregul staff sau toți angajații, adică cadrele didactice și non-didactice care își fac munca zi de zi. De ce vă întreb despre dinamică, da, dacă este în creștere sau nu numărul de cazuri? Pentru că asta, până la urmă, este un indicator care ne arată că ceva nu funcționează. Ori trebuie schimbate anumite politici, ori anumite instrumente de prevenție. Spre regret, deci și în anul curent de studii, 2022-2023, la finele semestrului 1 avem raportul sistematizat de către minister. Ce cifre avem acolo? Ce ține de aceste date. Deci o cifră generală este 3589 de cazuri care au fost raportate de către direcțiile de învățământ la finele semestrului 1. Exact, din septembrie până la finele lunii decembrie anul 2022. Din acest număr total de copii care au fost implicați în cazuri de diverse forme de violență, avem 2545 de copii băieței implicați și 1044 de fete implicate în diverse cazuri de violență. Dacă am analiza aceste date, deci spre regret, implicați în cazuri de violență fizică, ne arată indicatorul cel mai înalt, ar fi 1540 de cazuri, încă o dată zic, din relatările specialiștilor responsabili din cadrul direcțiilor de învățământ. Statistica partea în care sunt implicate cadrele didactice nu este sau... O statistică aparte nu avem, deci punem accent pe, sau mai bine zis, nu avem separat, da? Deci este formatul raportului prevede numărul total de cazuri în instituție de învățământ. Evident că asta ne arată implicarea copiilor, dar și a cadrelor didactice. Poți investi în produsele Agora prin a deveni membru al comunității noastre. Cu doar 48 de lei pe lună, ai șansa de a deveni un susținător activ al presei independent. Doamna Bănărescu, din practica pe care o aveți dumneavoastră, vrem să știm, nemijlocit pe exemplu unui caz măcar, dacă există o finalitate într-o situație similară, când a existat un abuz din partea unui cadru din didactic, partea unui educator sau profesor, care s-a soldat în cele din urmă cu o pedeapsă. Da, sunt și cazuri când s-a soldat cu o pedeapsă, dar noi ca și instituție, eu ca ombudsman, eu nu urmăresc anume pedeapsa profesorului cu eliberarea din serviciu, doar în cele mai grave cazuri, când organele de competente au stabilit că se încadrează într-o componență de infracțiuni sau disciplinar, cum am zis ulterior. Deci sunt cadre didactice care au fost eliberate din serviciu pe articol corespunzător din Codul Muncii. Sunt cazuri când s-au pornit urmăriri penale pe cazuri de abuz și este finalitatea la fel cu eliberarea din serviciu sau cu atragerea la răspundere penală sau administrativă. Recent chiar am un caz când profesorul 70 de ani a abuzat un copil în afară de violența verbală și fizică. La nivel de instituție nu s-a întreprins nimic, toate că mămica a comunicat acest caz. La intervenția noastră s-a încercat să obținem un răspuns. Și răspunsul pedagogului zice că nu știu ce să faceți, o să mă dați afară din sistem. Și
Este și astfel de abordare. Deci este vorba de arderea profesională, când pedagogul este indiferent dacă el a plecat sau nu a plecat din sistem. Ei bine, el are 70 de ani această persoană, da, lui este indiferent, dar noi trebuie să fim atenți și cu persoanele, cadre didactice care sunt, au o carieră de profesor, de cadru didactic. Că astfel de cadre didactice nu trebuie să rămână în sistem, pentru că dacă nu se eliberează, dacă se aprobă foarte multe cazuri, se acceptă cereri de demisie. Asta înseamnă că nicăieri nu este vorba că a fost eliberat din serviciu pe caz de VO. De abuz. Și este foarte mare riscul că acest pedagog care a comis acest act de violență să se încadreze în alte instituții de educație. De aceea, cadrul legal își prevede eliberarea din serviciu pe orice caz de violență, pe orice caz, dacă este vorba cazul de violență și abuz, cadrul didactic nu are ce căta în sistemul de educație. Noi am solicitat de la Ministerul Educației, ceea ce dumneavoastră s-a întrebat colega de platou, dacă au o statistică cu implicarea cadrului didactic. Nu este și nu este nici statistica pe care a fost finalitatea. Cum a ieșit din sistem, a rămas în sistem pentru cazul. Probabil dacă ar fi mai mult discutat ce urmează dacă se întâmplă, atunci și atitudinea profesorilor ar fi alta. Dar vă zic că noi nu suntem pentru eliberare din serviciu. Aici trebuie Ministerul să intervină în forță, în pregătirea cadrelor, în pregătirea continuă, în crearea condițiilor normale de muncă, în prevenirea și lucru cu părinții. Iată, noi am avut, Ministerul Educației a avut o strategie extraordinară, strategie pentru educarea părinților. Și ce a urmat? Absolut nimic. N-a niciun plan de acțiuni. Strategia deja nu mai este, a fost până în 2022, dacă nu mă greșesc. Nu, este alta, nu avem. Deci, 3 ani am pierdut, n-am educat nici generația asta. Ce înseamnă? Noi nu vorbim că părinții nu sunt educați, dar nu sunt gata să fie părinții în sistemul educațional. Mai avem instituții educaționale în care managerii au impresia că dacă nu comunici cazurile, ele sunt mai multe decât sunt, cu siguranță, pentru că o parte sunt comunicate, altele rămân... Eu cu echipa merg în instituții unde vine cererea, unde vine solicitarea și ele nu sunt înregistrate, aceste cazuri. Foarte puține cazuri le găsim înregistrate, pentru că dacă un caz s-ar înregistra, nu s-ar ajunge. Da, avem de astea când vine că nu este de acord cu mămica sau părintele sau tatăl, cu rezultatul, dar vine că nu se înregistrează. Și aici întrebarea, are ministerul mecanismul? Cât el este de eficient dacă el nu se înregistrează, nu se raportează acest caz? Ce înseamnă o instituție de educație? Este obligată prin ordinul ministrului de a înregistra orice caz de violență care a avut loc și aici în instituție și dacă s-a aflat din afară, se pornește managementul de caz, așa și cu bullying-ul. N-am avut bullying, nu bine, avem noțiune de bullying, avem o instrucțiune. Ce va urma? Va eficientiza sau nu? Deci noi trebuie să vedem acesta într-un complex, educarea și informarea părinților, educația și informarea copilului. Mediul care este în școală nu totdeauna corespunde, noi ne focusăm pe securitatea fizică, dar nu ne focusăm pe securitatea generală, emoțională, psihologică și când vorbești managerul, de ce n-ați înregistrat cazul? Ei, înțelegeți imaginea școlii, păi zic, doamnă director, imaginea școlii nu este formată din mușamalizarea cazurilor de violență, pentru că ele sunt comunicațiile, arătați cum ați intervenit, ca fi și o practică bună pentru colegii dumneavoastră. Imaginea școlii probabil este din niște condiții prietenoase, cu atragerea, cu implicarea copiilor, opinia copiilor la soluționarea problemelor ce vizează, cu un rezultat la niște olimpiade, cu niște rezultate la niște activități extrașcolare. Doamna Goraș, vis-a-vis de ce spune doamna Bănărescu, într-adevăr este așa o reticență în instituții vis-a-vis de a raporta aceste cazuri și în genere vreau să vă întreb despre legislația care se aplică. Dacă ajung cât de des ajung aceste cazuri să fie cu o finalitate și în cele din urmă să se aplice o pedeapsă, nu știu. Evident că punem accent pe corectitudine, pe transparență.
Totodată, în momentul în care nu avem posibilitate, da, să mergem dintr-o instituție în alta, să acoperim toate instituțiile de învățământ, ori prin competență, monitorizare nemijlocită, deci le revine direcțiilor de învățământ, este deci cunoscut faptul că dânșii sunt obligați să ne raporteze pe cât de corect se aplică sau ne raportează, pe cât cifrele care sunt sistematizate sunt reale, rămâne la responsabilitatea direcțiilor de învățământ, care la rândul lor deci monitorizează dimensiunea dată de în comun acord cu serviciile de asistență psihopedagogică și cu instituțiile nemijlocit, cu instituțiile de învățământ, fie instituțiile de educație temporie, fie instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Spunea colega mea, doamna Bănărescu, despre cazul cu acel cadru didactic la o vârstă frumoasă și cu experiență în spate. Da, este regretabil să auzim astfel de răspuns. Deci să ne bazăm pe ideea că nu mai aveți un alt cadru didactic, ceea ce este real și se întâmplă real din cauza deficitului de cadre didactice pe care îl avem la ziua de astăzi, este incorrect și inadmisibil. Să ne bazăm pe acest fapt. Mai ales când vorbim de instituțiile din localitățile rurale, acolo unde s-a întâmplat, de exemplu, un incident și părintele nici măcar nu are posibilitatea să-și ia copilul pentru că nu este o alternativă. Vorbim de toate instituțiile de învățământ, chiar dacă sunt instituții în care sunt încadrați copii mari. Oricum, ei sunt copii. Fie cu rol de elev, fie cu rol de copil în grădiniță. Deci eu ziceam, cum poți să te exprimi în așa mod că nu o să aveți un alt cadru didactic, dacă noi cunoaștem cu toții realitatea? Nu sunt suficienți. Deci circa 2000 de cadre didactice în sistemul de învățământ sunt în insuficiență. Noi ne bucurăm foarte mult când de pe o dimensiune la un domeniu sau la alt domeniu datele arată cel puțin cu o creștere. Dar credeți-ne, în mod special, în instituțiile de educație temporie, în învățământul preșcolar, este cel mai mare deficit de cadre didactice. De aceea, bazându-ne și contând pe experiența acelor cadre didactice care sunt cu experiență frumoasă și sunt de vârstă pensionară, nu avem de fiecare dată încrederea că nu se va întâmpla anumite situații sau că își va face rolul, își va depune rolul de cadru didactic în continuare, fiind de această vârstă, așa cum ne dorim. Din spusele, da, vis-a-vis de acest caz, este foarte regretabil. Eu aș vrea cumva, și... Eu știți, da. Încerc scuze să intervin pentru ca să cumva s-a deplasat discuția pe incapacitatea persoanelor care au ajuns la o vârstă absolut nu este corect, pentru că eu am întâlnit și cunoaștem persoane de o vârstă pensionare care sunt extraordinare, ca un pedagog de model. Deci aici nu are vârstă. Violența nu are vârstă, nu are gen. Aici voiam să ajung. Da. Nu de are vârstă nici pedagog. Consecințe să înțelegem cauza. De ce se întâmplă acest lucru? De unde se trag? Iată, și ajungem la astfel de cazuri. Care este explicația? Bine, noi apreciem foarte mult efortul cadrelor didactice și apreciem pe cei, în mod special, care cu mintea lucidă și cu dispoziția bună merge la clasă și salvează situația în cazul în care nu există un tânăr specialist care ar dori să meargă în mediul rural să profeseze într-o școliță mică. Da, că aici este mai mare problemă la capitolul deficit. Nu este vorba de instituțiile mari și nu este vorba de municipiul Chișinău, de exemplu. Cu referire la întrebarea noastră de ce factori, cauze, este complicat de a spune, fiindcă nu toate cauzele le vedem în cadrele didactice. Nu toate cauzele le vedem în acei părinți. Totodată, factorii care acționează sunt diverși.
începând de la factorii sociali și finalizând până la factorii individuali. Deci, dacă doriți și factori genetici, caracterul, temperamentul, particularitățile de vârstă ale copiilor, compatibilitatea între caractere și vârsta, fiindcă vrem noi nu vrem, înaintând în vârstă, deci emoțiile devin tot mai mari, confortul psihologic devine cu rezerve, echilibrul emoțional de asemenea devine cu rezerve și aici, când mai luăm și deficitul de cadre didactice, când ne axăm și pe factori familiali și pe nivelul de educație cu care vine copilul în grădiniță, din familie, nu în zădar, deci fraziologismul din popor că a avea 7 ani de acasă este foarte binevenit și tradițional noi îl menținem din generație în generație, adică se cultivă elementul acesta al educației în familie, după care se dezvoltă în grădiniță. Goraș, noi nu putem miza doar pe bagajul de cunoștințe pe care l-a acumulat cadrul didactic la început de cale și înțelegem că în timp e nevoie de instrucțiuni continue și inclusiv în felul său de a se comporta cu elevii, cu copiii în grădinițe. Noi cum stăm la acest capitol? Se fac astfel de programe la noi? Doamna Bănărescu ne-a comunicat că merge în instituții și acolo discută într-un fel să prevină astfel de situații. Adică astfel de programe se fac la un alt nivel, mai înalt? Sistemic. Deci, de amploare, să zic așa, de sistemic. Există, deci la capitolul formare inițială și formare continuă, există și astfel de programe. Poate, deci impactul pe care noi ne-l dorim, da? Deci de la fiecare cadru didactic care este implicat în astfel de programe, în astfel de formări, poate lasă de dorit pe anumite dimensiuni impactul. Bine, suntem diferiți, percepem diferit, implementăm diferit, da? Deci și acționăm diferit. Deci vorbim de etapa de aplicare la ceea ce reușim să acumulăm într-un curs, de exemplu. Noi avem formare inițială, deci atât în instituțiile de învățământ superior, cât și în instituțiile de învățământ profesional-tehnic, în mod special pe domeniile pedagogiei, deci Colegiul de Pedagogie și Institutul de Învățământ Superior care au specializări în domeniul pedagogiei. Deci există cursul de psihopedagogie generală care implică toți studenții care fac facultatea și suplimentar, deci există, deci implică module a acestui curs de activitate cu copiii cu cerințe educaționale speciale. Plus la aceasta, deci punem accent pe curriculum, evident, punem accent pe standardele de competență profesională a cadrelor didactice și a cadrelor manageriale, document care a fost elaborat și a fost aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării, unde aș vrea să menționez că pe lângă cele 5 module care sunt foarte importante în activitatea cadrului didactic, unul din standarde ține de parteneriatul școală-familie, atât pentru cadrul didactic cât și pentru cadrul de conducere. Iată aici, aș vrea să zic că este foarte important și activitatea sau și formarea unui parteneriat. Pe lângă faptul că punem accent școală-familie, parteneriat la nivel de structură sau la nivel sectorial, fiindcă aici sunt implicați cu mult mai mulți actori care au tangență în educație, în ansamblu. Cum zicea colega mea, este o problemă de sistem. Și atâta timp cât cineva zice că nu mă vizează pe mine direct, dar este vorba de educație tinerii generații, atâta timp nu vom obține acel succes, acel rezultat de impact pe care ne-l dorim cu toții cei care credem în sistemul educațional, care credem într-un parteneriat viabil la nivel sectorial și credem în rezultatele pe care le putem obține. Doamna Bănărescu, da, vă rog. Eu văd problema și extrasistem, văd problema la un nivel de și Parlament, guvern în sine, cu mai multe ministere.
Problema este de a da încredere în sistemul de educație și a atrage pedagogi, tineri care vor să vină în sistem, să nu fie persoane întâmplătoare. Ce trebuie de făcut? Trebuie de consolidat sistemul educației. Cu salarii, majorarea salariilor, cu condiții bune de muncă, cu ardere profesională a pedagogilor. Trebuie să fie psiholog în școală, numai pentru copii, dar și pentru... Cine a evaluat starea psihologică a pedagogului după 10 ani? Citiți întrebările, după 15 ani, după 20 de ani. Tu asta... Vorbim în ultima perioadă despre prezența unui psiholog în școli, în grădinițe. Bine, nu, în grădinițe școli nici mai nu des, sunt. Iar în grădinițe nici nu sunt. Sistemul și educațional atunci... nu prevede psiholog în sistemul educațional preșcolar. Și asta este, dar noi vorbim despre psihologul... Dar ar fi asta o soluție ca să fie da. În instituția dar preșcolară. Noi vorbim despre psihologul care acordă asistență, evaluează și monitorizează copilul. Eu vorbesc pentru pedagogi. Pentru că pedagogul are arterea asta profesională. El trebuie să aibă suport. Noi suportul ăsta nu venim. Cum spunea colega din platou că atâția factori, da, și sociali, și psihologii, și creșterea. Păi asta este factorul uman și nu totdeauna cedează, pur și simplu cedează. Și iată aici trebuie să fie o intervenție foarte serioasă pentru a vedea și pedagogul ca acea persoană care transferă cunoștințe și nu numai cunoștință, dar dezvoltarea abilităților pentru copil de a deveni adult. Și trebuie ca școala să devină prietenoasă copiilor. Asta este câteva principii care trebuie să fie la bază. Deci îl vedem pe ca profesor, ca persoană care transmite cunoștințe și pentru dezvoltarea abilităților ca să devină copilul adult. Și copilul ca o persoană care trebuie protejat, să fie în condiții prietenoase, să fie văzut ca o persoană activă, să fie consultat, să fie implicat, să aibă încredere în adult. Copilul nu are încredere în adult. El are probleme și nu știe unde să se adreseze. De ce? Nu îl informăm. Noi despre dreptul nu vorbim când ne ajunge. Cineva consideră că în lecțiile de drepturile omului mergem și facem geografie sau istorie, că nu este important. Eu discut cu copiii, ei nu știu, nu pot să explic ce înseamnă drepturi. Ei citesc drepturile din pe hârtie. Ei nu știu cum să le explice. Iar în cazul copiilor din grădinițe, din instituții preșcolare, vedem și cazul din Bălți, când părinții spuneau că copilul la vârstă fragedă, 2-3 ani, el nu poate spune ce se întâmplă în exact. Grădiniță, în grupă, nu poate exprima și nu întotdeauna se ia în serios ceea ce spune el. Și mai vorbim despre calitatea pregătirii. Da, noi avem curriculum, noi avem specialiști, dar noi vedem cu ce se finalizează. Pentru că nu putem să vorbim cu sistemul, tot este podret, sistemul este fără specialiști. Nu, noi avem pedagogi foarte buni, foarte buni pedagogi, că iubesc copiii, se implică, dar iată avem și o pleiadă care... Eu nu fac caracteristica persoanei, dar vorbesc despre persoane întâmplătoare în sistem. Pentru că deci chiar dacă există un deficit, trebuie să fie și un filtru ca să rămână. Cum comportamentul acestei educatoare, el nu este normal. Și nu, dar uman, nu poți să vorbești așa unui copil. Că tot chiar dacă ar fi a tău, cu atât mai mult nu este a tău. Ți-i mama, ți-l-a încredințat și tu... un comportament inuman, eu nu văd umanitatea în atitudine. Cum poate așa persoană să rămână în sistem, spuneți-mi, vă rog. Aici e întrebarea și manager. Managerul spune că n-a cunoscut. Bine, de ce n-ai cunoscut? Ce, tu într-o grădiniță de câteva grupe nu s-a auzit, nu s-a știut, sau poate n-a dorit să vadă problemele din... Deci aici este vorba și calitatea managerului. Sistemul educațional, eu consider că ar trebui să mai reformăm un pic sistemul, să fie adaptat la cerințe și curiculele. Sistemul nostru educațional din 2014, când a fost adoptat codul educațional, s-a schimbat foarte mult în lume, s-a schimbat foarte mult în societate, copilul este în pericol și din internet și din violența noastră a adulților. Noi avem cazuri, s-a adresat cazuri de violență, abuz sexual. Și nu s-a terminat cu nimic, nici nu s-a imediat. Trebuia să intervină către ombudsman ca să revadă cazul? Că n-a făcut nici ombudsmanul mare treabă, că organele au spus că nu are nicio problemă. După aceea l-am făcut public acest caz și când a început să fie discutat în public,
S-a întors și urmărire penală, a început. Curtea Europeană ne vorbește despre apropo asta. Apropo de ce spune doamna Bănărescu, care sunt totuși pașii ca eventual părinții să știe ce fac în astfel de situații și cum să procedeze ca să fie corect? Nu putem nega faptul că atunci când se identifică un astfel de caz, se formează practic un conflict în care sunt două tabere și uneori administrația instituției este deschisă și discută și cu organele de drept și cu părinții, alte ori încearcă să mușamalizeze situația și este acest conflict și ceartă fără sfârșit. În cazul în care se depistează un caz de abuz, ce face părintele? Cum procedează? Unde se adresează? Noi îndemnăm toți părinții prioritar în cazul în care se identifică anumite cazuri neplăcute să se adreseze la conducătorul instituției. Ori, angajatorul este responsabil de tot ce se întâmplă în procesul educațional, în această instituție. Și dacă reacțiile la acest nivel sunt blocate? Păi, vreau să fac aici o remarcă. În discuții cu reprezentanții Direcției de Învățământ, Tineret și Sport a municipiului Bălți, mi s-a confirmat că nu a cunoscut conducătorul instituției grădiniței numărul 38, spre regret. Deci, mămica, fie că nu a știut, fie că nu a dorit, dar nu s-a adresat direct conducătorului instituției. Conducătorul instituției peste 3 zile abia a aflat de acest caz, spre regret. Părintele a mers direct la inspectorul de poliție, la inspectoratul de poliție. Dar putem vorbi că este o lipsă de încredere față de administrația instituției? Nu, eu n-aș putea să zic că este o lipsă de încredere, dar faptul că nu s-a adresat conducătorul instituției trezesc niște semne de întrebare. Al doilea moment, din ceea ce zicea colega mea, doamna Bănărescu, că acest conducător nu a reacționat. Iarăși, din relatările Direcției de Învățământ, nu a fost în prezența educatorului. Deci, iată, astăzi, de ultima oră, în procesul anchetei pe care o investigează, deci la nivelul Direcției de Învățământ și cu părțile interesate, mi s-a confirmat că, de fapt, era doar ajutorul de educator. Deci, cuvintele necenzurate și ceea ce se auzea în înregistrat, nu era în prezența educatorului. Iarăși apar semne de întrebare. Faptul că unii părinți nu au încredere în conducător este neplăcut. Conducătorul trebuie să știe. Este obligat tot ce se întâmplă. Este obligat primul, dânsul, să sesizeze cazurile neplăcute în instanțe. Nu neapărat părintele sau nu tocmai părintele să vină cu această sesizare. Ne pare foarte rău. Ne pare foarte rău că 3 zile conducătorul instituției nu a cunoscut despre acest fapt și am fost sesizați și din partea inspectoratului de poliție a municipiului, din municipiul Bălți. De aceea îndemnăm părinții prioritar să anunțe administrația instituției. Va fi vinovată administrația când nu va lua măsuri și nu va lua atitudine. Și atunci se recurge la metode, la anumite metode de pedeapsă, conform reglementărilor necesare în domeniu, către administrație. În cazul dat, ce putem să spunem când ni se remarcă faptul că nu a cunoscut administrația? Cu referire la psihologii școlari. Deci, noi avem psihologi. Aici o să fac o observație că lucrurile arată așa că de multe ori când nu există o funcție respectivă, ea se suplinește. Ori, de multe ori merge cineva din angajații instituției și face niște cursuri suplimentare sau studii și suplinește această funcție. Cât e de soluție această soluție? Sau invers, psihologii mai duc niște ore. De acord. În cazul nostru, în cazul dat, cadrul didactic are experiență destul de bunicică în sistem, deci nu este o persoană întâmplătoare, da? Să zicem așa. De ce s-a întâmplat așa? Da? Este semn de întrebare. Ancheta de serviciu va arăta rezultatele. Pedeapsa evident că trebuie să fie conform rezultatelor anchetei de serviciu și conform deciziei organelor competente. Că nu sunt psihologi. Noi avem și în grădinițe psihologi și în instituțiile de învățământ general. Totodată cunoaștem despre faptul că
nu este suficient acest număr de psihologi. Deci și această specializare este exact ca și alte specializări în domeniul pedagogiei, în domeniul disciplinilor școlare, unde există un număr insuficient. Totodată se recurge la servicii psihologice. Avem serviciile de asistență psihopedagogică la care apelăm, care ne susțin. Avem în toate raioanele, 35 de teritorii. În cazuri mai grave, apelăm la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, care este deschis în orice situație, indiferent că a venit sesizarea din partea direcției de învățământ sau a venit sesizarea de la cetățenii de rând în calitate de părinte al elevului. Și sesizarea s-a făcut la Ministerul Educației și Cercetării. Cu referire la psihologi, da, am și niște date statistice. Ziceam mai devreme că este un număr insuficient. La cele 1231 de instituții de învățământ general, cifra de 838, evident că este mică, da? La cele peste 1400 de grădinițe care le avem în sistem, doar 22 de psihologi școlari și doar 33 de psihopedagogi, este o cifră foarte mică, de aceea și suntem nevoiți să punem pe umerii, zic în ghilimele spus, că le revine de fapt și în competență, SAP-urilor, adică serviciilor de asistență psihopedagogică să ne ajute. Am o ultimă întrebare și vreau să vă întreb. Ce facem, iată, în punctul acesta la care suntem astăzi și avem datele pe care le avem? Care ar fi măsurile acum imediate sau de lungă durată ca să coboare această curbă care arată nu prea bine? Eu nu prea sunt optimistă, pentru că sunt foarte multe neajunsuri. Ce ține de prevenire, se lucrează și aici de prevenire, dar nu sunt eficiente. Faptul că noi nu avem încrederea copiilor în adulți este încă o problemă și asta noi trebuie să o restabilim. Și aici tot trebuie să ne gândim cum. Prin discuții, prin atragerea copilului, și am să repet totdeauna că opinia copilului și participarea lui este foarte importantă, că asta ar duce și la discriminare, non-discriminare și anti-bullying. Consolidarea, asta pe termen mediu, trebuie să consolidăm poziția copilului versus pedagog, să fie în relație de prietenie și nu superioritate. Pe termen lung, asta și este, aș vrea foarte mult ca statul să întreprindă măsuri pentru consolidarea sistemului educațional. Prin pregătirea pedagogilor, prin fortificarea numărului. Eu când vorbesc de sistem educațional, aici vorbesc despre tot și psihologi și cadre didactice de sprijin care sunt insuficiente, 7-8 la câteva copii cu dizabilități, asta este anormal, atunci vom avea și incluziune. Dar care este motivarea de a veni sistem? Evident. Condiții, un salariu, condiții de muncă, salariu, stimă, să întoarcem poziția sistemului educațional așa cum este el. Copilul să vadă un exemplu, dar asta trebuie de muncit ca și societate, pentru că altfel nu o să obținem nimic, pentru că noi lucrăm segmentar și iată este rezultatul că noi avem copii supuși abuzului, noi avem copii care ei singuri abuzează și este o continuitate, avem câteva generații după, că noi vorbim deja despre sărăcie, eu am zis bănii nu știu, tot n-au fost săraci, au fost săraci, n-au fost bogați, că așa nu este nația, nu este bogată, dar am avut valorile umane, noi ne-am stimat unul pe altul, am stimat bunii, am stimat bătrânii, stimam pedagogii, avem grijă de copii, acum am depășit, ne-am uitat de tot, de umanul ăsta nostru. Ca și societate avem probleme destul de mari și aici este intervenția noastră a tuturor, dar la nivel de stat, sistemul educațional trebuie consolidat destul de serios, pentru că dacă nu avem educație, nu vom avea nimic. Doamna Goraș, dumneavoastră, mijlocit de acolo de unde se iau deciziile, puteți să ne spuneți ce se întreprinde acum și ce planuri sunt în continuare? Este dificil să zic despre planurile de viitor.
Oricum ele sunt, oricum se lucrează în acest domeniu. Eu am să zic viceversa, că sunt optimistă și vreau să cred în faptul că majoritatea cadrelor didactice care se mai mențin în sistem, în condițiile generației actuale, atât de copii care sunt altfel, dar sunt buni și noi acceptăm așa cum sunt, în condițiile generației actuale de părinți care sunt altfel, dar sunt așa cum sunt, vreau să zic că aceste cadre didactice, totuși, majoritatea sunt cu devotament față de sistemul educațional și sunt totuși din rândul cadrelor didactice cărora le place să lucreze cu copiii. Ori această calitate este foarte importantă pentru un cadru didactic, să nu vadă în gust doar disciplina, că este cea mai importantă, fiindcă altfel greșim, că toate disciplinile sunt importante și fiecare cadru didactic ține mult la disciplina sa. Totodată să vadă prioritar că în față stă copilul. Da? Și punem accent pe acest copil care a venit să își îmbogățească cunoștințele, să își dezvolte anumite competențe pe care le s-a cultivat din familie, dar necesită dezvoltare mai largă, da? Și să devină un prieten, neuitând de elementul calității pentru sistemul educațional. Totodată, nu aș spune că puține s-a făcut din partea statului pentru a atrage cadrele didactice. Rezerve tot timpul, în orice domeniu, există. Dacă nu ar exista rezerve, nu am avea stimul ca să muncim mai mult în domeniu și să îmbunătățim domeniul. De aceea, faptul că 120.000 de lei se acordă tinerilor specialiști în 3 tranșe pentru atragerea în sistem, că se acordă câte 4.000 acum mai nou, 4.000 de lei pentru fiecare cadru didactic, pentru procurarea de materiale didactice, și multe, multe altele, că sunt încercări la nivel de majorare a salariului, da? Credem că sunt niște pași. Da, poate acești pași nu sunt mari și nu sunt cu toate odată, cu toate dimensiunile acoperite odată. Totuși, având această încredere în cadrele didactice care muncesc la ziua de astăzi în sistemul educațional, având încrederea că parteneriatul școală-familie va fi consolidat și vor fi mai deschiși atât părinții cât și anumite structuri interesate în domeniu și ne vor veni în întâmpinare atunci când vom apela, rezultatele încetul cu încetul vor fi îmbunătățite și pe dimensiunea micșorării cazurilor de violență, ceea ce ne dorim foarte mult la ziua de astăzi, din păcate, după cazul care s-a întâmplat. Eu țin să vă mulțumesc tare mult pentru discuție și să exprim aceeași speranță, cum ați spus la început, că acest caz va fi penultimele despre care auzim. Vă mulțumesc tare mult! Și noi vă mulțumim! Iar dumneavoastră vă amintesc că ați urmărit o nouă ediție Descifrat. Continuați să fiți cu ochii pe Agora. Toate bune! Participăm în fiecare zi la curse informaționale contra cronometru. Știrile vin din toate părțile. Iar ce aflăm din ele de multe ori ne dă lumea peste cap. Sau ne lasă cu zeci de semne de întrebare. Pentru a fi înțeles, adevărul trebuie descifrat, explicat, pus la îndoială. Descifrat, locul unde descifrăm știrile și redăm adevărului dreptate.